În a treia zi de Paști, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Mătnicu Mare din protopopiatul Caransebeș. Cu acest prilej, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Noi astăzi ne-am bucurat să vedem, apropiindu-se de Sfântul Potir, foarte mulți copii și tineri, dar și credincioși, care au postit tot postul mare și iată s-au împărtășit în cele trei zile de Paști cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Așadar, după ce am poposit duhovnicește ieri în cetatea Reșiței, capitala județului Caraș-Severin, astăzi am ales să fim într-un sat alături de credincioșii simpli, dar foarte apropiați de Sfânta Biserică și să fim alături de copiii și tinerii care ne-au întâmpinat de dimineață îmbrăcați în costume populare. Bucuria noastră a fost deplină, căci am fost împreună cu acești oameni minunați și am trăit bucuria învierii alături și de credincioșii dintr-o parohie rurală. Iată că această bucurie izvorâtă din învierea Mântuitorului Iisus Hristos, adumbrită de această lumină ce nu pierde niciodată din viața oamenilor și în general și a creștinilor în special, atunci se concretizează mai profund când în Biserica lui Hristos se află arhipăstorul, așa cum a făcut-o și astăzi preasfințitul părinte episcop Lucian, în parohia Mătnicu Mare, o parohie fruntașă, nu numai din punct de vedere administrativ-economic, ci fruntașă din punct de vedere spiritual al trăirii în lumina învierii lui Iisus Hristos. Praznicul luminat al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a dus bucuria învierii aici în parohia noastră și credincioșilor noștri și cu atât mai mult în cea de-a treia zi de Paști, vizita preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a încununat aceste bucurii pascale și ne-a adus în suflete și nouă și credincioșilor noștri bucuria și minunea învierii lui Hristos și binecuvântarea ierarhului nostru care a slujit alături de noi, bucurându-se și el de primirea noastră și de dragostea cu care ne-am apropiat de Sfântul Altar. Am îmbrăcat acest costum popular deoarece este o zi de sărbătoare, este a treia zi de Paște și ne bucurăm nespus de mult să-l avem alături de noi pe preasfințitul Lucian. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi minunată în care mulți tineri și copii s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit binecuvântarea arhierească. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită între anii 1815-1816 în stil baroc provincial, iar prima pictură a fost realizată un secol mai târziu.